A plouat torențial, iar râul Bârlad, care traversează localitatea Băcești, s-a revărsat. 12 case au fost măturate de ape. În toiul nopții, oamenii au fugit cu copiii în brațe din calea apelor. O zis băietul meu, ieși mamă că vor veni apa, am luat copiii în brațe, care medicare. Le-am scos pe stradă, ne-am dus copiii, pe asta am scos animalele. Țipau, tremurau, tremurau și țipau, bună, bună, murim, bună, murim, apa, apa, apa. Animalele am scos, ne omoră doi porci. Ne omoră doi porci, ai 20 de pui de curcă, să-ți nu mai știu, eu tata, am niște pui într-o fladă, atât am scăpat, restul nu mai avea nimic. Apa a pătruns în locuințe și a distrus toată agoniseala oamenilor. În doar câteva zile, această locuință a fost inundată de două ori. Apa depășește chiar și un metru și a pătruns în toate camerele. Toate bunurile familiei au fost distruse de apă. Localnicii, greu afectați de furia apelor, încearcă să mai salveze ce pot din bunurile din casă. M-a distrus totul în casă? Da. Am mergat în pod, din lucru. Ați reușit să mai salvați din ele? Nimic. Ce ați mai salvat? Da, ce să salvăm? Nimic. Am doar un cal și o vițică. Păsări au murit toate. Un cal a murit? În casă și-au mai rămas pe paturi, dar pe jos eu. Uitați-vă. Vorbește tu, bine. Zeci de gospodării au fost afectate, grajdurile animalelor s-au dărâmat, culturile au fost măturate de ape, iar fântânile s-au colmatat. Tulburi, da? Asta, dar nu se mai poate bea de aici, oricum. Da, uitați, domnul, că a căzut. Unde mai ține și el păsăr, unde mai ține și el vițicaș cu capul și ala? Uitați că a căzut, nu se vede că a căzut de la apă. Și în alte localități vasluiene au fost probleme din cauza furtunilor și viiturilor puternice. În orașul Murgeni, în 8 garsoniere de la parterul unui bloc, apa a ajuns până la un metru și alte 6 case din Fălciu au fost afectate de inundații.